Înainte să punem în funcțiune un mini încărcător Sunward 3220, trebuie să verificăm nivelul uleiului. Se scoate jojea și se verifică nivelul uleiului. Nivelul lichidului hidraulic este indicat pe vizor. Se verifică și nivelul de antigel. Ușa din spate are un sistem de blocare. Pentru întreținerea mini-încărcătorului, utilajul trebuie gresat după 8 ore de funcționare în locurile indicate cu ajutorul decalimetrului. După ce toate verificările au fost efectuate, putem porni motorul. Înainte de pornire, se coboară bara de siguranță și se pune centura de siguranță. Introducem cheia în contact, se pune contactul, se învârte doar jumătate de poziție pentru bujie, după care pornim efectiv utilajul. Manipularea mini-încărcătorului. Maneta din partea stângă este responsabilă de mișcarea utilajului înainte și înapoi prin acționarea manetei față-spate. Tot de la această manetă se rotește utilajul la stânga sau la dreapta. Maneta din partea dreaptă controlează brațul mini-încărcătorului în sus sau în jos. Acționarea manetei la dreapta și la stânga închide sau deschide cupa. Aerul se pornește din partea laterală a geamului frontal, fie rece sau cald. Primul buton oprește toate comenzile mini-încărcătorului. Acest buton activează girofarul. Acest buton activează luminile de lucru. Semnalizarea. Cu acest buton se activează circuitul hidraulic de pe partea dreaptă, care se folosește la atașamentele care au nevoie de un flux continuu de ulei hidraulic. Pentru decuplarea cupei, deschidem sistemele de prindere și, cu ajutorul manetelor, decuplăm cupa. Pentru cuplarea cupei sau a unui alt atașament se procedează astfel.
Sistemul de prindere trebuie să fie deschis, iar cu ajutorul manetelor de control fixăm atașamentul în brațul mini încărcătorului. Închidem sistemul de prindere. În cazul atașamentelor cu sisteme hidraulice, conectăm furtunurile. Brațul de excavare se fixează în siguranță. Înainte de utilizarea brațului de excavare, scoatem toate siguranțele pe care acesta le are. Pentru a putea folosi brațul de excavare, scoatem ușa frontală. Pentru ca toate comenzile mini încărcătorului să funcționeze cu ușa frontală scoasă, apăsăm butonul din partea stângă a utilajului. Aici activăm sistemul hidraulic. Înainte de folosirea brațului, trebuie să îl calăm prin tragerea primelor două manete. Maneta din partea stângă are rolul de a controla partea superioară a brațului, pentru deschiderea și închiderea lui. Maneta din partea dreaptă controlează partea inferioară a brațului. În față pentru coborârea brațului, iar în spate pentru ridicarea lui. În stânga pentru închiderea cupei, iar în dreapta pentru deschiderea cupei. Această manetă ne permite mutarea brațului pe suport. După terminarea lucrului cu brațul de excavare, acesta se asigură cu ajutorul bolțurilor de siguranță. Înainte de scoaterea furtunurilor hidraulice, decuplăm sistemul hidraulic prin apăsarea acestui buton. Fixăm bila la semnul de pe furtun și decuplăm furtunurile. Scoatem sistemele de siguranță și le prindem pe brațul de excavare. Pentru cupa multifuncțională, cuplarea se face la fel ca celelalte atașamente. Pentru deschiderea și închiderea ei, apăsăm pedala din utilaj, stânga sau dreapta. Cupa Malaxor se prinde la fel ca toate atașamentele care au sistem hidraulic. În plus față de cuplarea furtunurilor hidraulice, avem o priză de 12V care se cuplează în fața cabinei. Pentru malaxarea betonului, apăsăm pedala din utilaj, stânga sau dreapta, în funcție de sensul de amestecare de care avem nevoie. Pentru golirea betonului sau închiderea sistemului de golire, apăsăm acest buton și, concomitent, apăsăm pedala pentru închidere sau deschidere.